Oi, oi, oi. Știi că asta-i berea mea. A fost. No, te-o băga la izolare? Domnule, îți mulțumim că m-am săturat de sarmale. Te cred. Du-te și ține de vorbă să poți mânca liniștit. Mă, Sandule, nici găinile nu le-ai închis, mă. Dar ce-ai acolo, mă, iară? Nu știu, că mirșeam deodată. Du-te, mă, iară mințești, mă. Nu ți-e rușine că ești un bătrân. Vă trimite la alimentară? Ce? Tantele noțe. Mă, da, deja vă mă trimite, că eu nu mă duc. Dă-i la copil un pic de țuică cu miere. Tu te mă întreabă-ți cu jinarsul tău, mă. Roiul de aici. Nu cu dumneata, domnă. Mirciulică, domne, ajută-mi. Domnul Sandu trebuie, că mare puțin de zis, numai două cuvinte apucă să zică, da, știi? Da, el a treilea cuvânturi, a patrulea, știi, și atunci dă o replică, știi, da, face pop. Le dă bine, umor bun la domnul Sandu. Patru pachete ți-a luat, tu ești normal? Nu, nici tu la el. Dar pe eu să nu mă fac frumos, amu. Dar până amul la 70 de ani, ce ai făcut? Ce-am făcut? Ce-am vrut? Măi, eu să le fac din 70. Nu fac nimic să nu greșesc. Cine e gazda aici? Dumneavoastră. Așa, că șeful. Da. Cât e la telefon, el e șeful. Da. Cine e șeful? Domnul Sandu e șeful. Lasă-mă că m-a purtat Clujul. Bine, mâine poate cu fetele cum stai. Dar ce vrei să cumperi? Văd eu, n-ai tu grijă. Apoi trebuie să viu și eu. Să-mi pierd ziua cu tine? Iară povestești numai să sune. Ține-ți gura! E poate ai adus? Eu aș angaja pe oare cineva să mânce în locul meu. Eu v-am zis care doi, numai că nu știi. No, eu mă duc să mă culc, că mi-e ajunge de azi dimineață. Alo? Ce zici? Le țin pe urechi, numai să nu aud pe bună ta. Dar tu oricum n-auzi bine. Lasă, mai bine să fii sigur. E, tu te joci, mă, tu ai dat în mintea copiilor. La birt n-am voie, să mă joc n-am voie, dar de suflat am voie. Doamne, nu mă lăsa. Iar a scos internetul din priză că nu mai mere. Și domnul Sandu, iată când ele arineau, ce făceați? Eu nu mă supraveghem. N-a vezi? Da, păi dacă nu făceam bine, ziceați, nu sau... Știi ce făcea el atunci? Puneam să repete. Vezi că te strigă. Oare vrei să-mi dea o bere? Nu cred. No, atunci las-o să strige. E bună, rămâne. Dar ce faci, mă? Ce faci? Ce să fac? Beau acasă. Un sfat de viață, care crezi că i-ar ajuta să fie mai bine. Înțelegătoși, respectoși față de părinți. Altfel nu iese bine. Am înțeles. Da, deci respectul pentru părinți. Țara asta nu merge bine dacă noi nu ne respectăm. No, noapte bună, tovarăși.